Depângărește mâna-mi, sfântați mână. Acesta este versul care deschide scena balului din Romeo și Julieta. Textul căruia i-am dat acest titlu se oprește asupra celei mai minunate scrieri din cultura europeană dedicate iubirii dintre un bărbat și o femeie. Dacă m-ați întreba ce spune el până la urmă, aș răspunde. Spune un singur lucru, că în lumea omului nu există sex gol. Aici sărutul nu este cioraniana întâlnire între două salive, după cum vom vedea mai departe, iar îmbrățișarea dintre două ființe care se iubesc nu e acuplare. Felul în care Romeo și Julieta se ating pentru prima oară, întâlnirea mâinilor, și se sărută pentru prima oară, pune în mișcare o asemenea suită de strategii spirituale, Realizată printr-o formidabilă mobilizare a cuvintelor, încât cei doi reușesc să-i dea sexului, din prima clipă a întâlnirilor, dimensiunea sacrului. Sărutul slujește la ceva, la îndumnezeire. Iar cum Dumnezeu este logos, spirit și cuvânt, putem spune că prin iubire, ceea ce până atunci părea instinct gol, accede la cuvânt. Am crezut, scrind acest text, în care accentul cade pe analiza scenei balului, că pot spune câte ceva despre prestigiul cuvântului în spațiul sexualității, și astfel despre esența transfigurării care are loc, prin cuvânt, în actul iubirii, indiferent de timp, civilizație sau de identitatea partenerilor, și că Romeo și Julieta nu este altceva decât povestea exemplară și cea mai reușită artistic a acestei transfigurări. Într-o carte intitulată Dubla flacără, Dragoste și erotism, filozoful mexican Octavio Paz a vorbit despre arhitectura pasiunii umane. Paz o numește geometria pasională, cu treptele ei urcătoare: sex, erotism, iubire. Și atunci, una dintre marile provocări ale fiecărei vieți ar fi aceasta: cum poți face când te raportezi la celălalt? Să ajungi cu sex cu tot, până la sacralitatea iubirii. Piesa lui Shakespeare rămâne și astăzi cel mai bun ghid de ascensiune erotică. La începutul tratatului de descompunere, în paragraful intitulat Antiprofetul, Cioran spune: Spectacolul omului. Ce lucru scârbafnic. Iubirea. O întâlnire între două salive. Toate sentimentele își absolutul din mizeria glandelor. Cioran procedează aici metonimic, desemnând iubirea prin sărut, iar sărutul prin întâlnirea a două salive. Pe același model putem spune că strângerea mâinilor e atingerea a două epiderme, că scaunul este întâlnirea unor bucăți de lemn, sau că trupul uman e o aglomerare de cărnuri, grăsimi și secreții. Orice lucru din universul uman poate fi destructurat în felul acesta, prin coborârea la elementele componente ale alcătuirii sale. Ceea ce se obține este o lume de sensuri demontate, un dezasamblaj, presupunând că tot ce ține de lumea omului poate fi imaginat pe modelul acesta mecanic al unor întreguri alcătuite din piese asamblabile și care, ca atare, pot fi desfăcute oricând în bucăți. Iubirea prin sărut e alcătuită atunci din salivă, Așa cum o bicicletă nu e în fond altceva decât un triunghi metalic așezat pe două cercuri. Cioran, cu adevărat, decompune. Și tratatul său pare că se ivește dintr-o lume ale cărei personaje au obosit atât de tare încât ele vor să strângă, să curețe, să demonteze, să pună totul în cufere și să lase locul gol, asemeni unui peisaj nimicit în care niciun obiect interpretat nu a mai rămas în picioare. Prestigiul neantului de aici vine, din capacitatea de a goli obiectele de sensurile lor, de a le suge interpretarea, de a le devaliza metamorfoza în lumina sensului lor uman, de a percepe saliva și nu întâlnirea. Neantul nu e nimicul, ci este acest osoar al ființei, acest cimitir de obiecte descompuse, care ele și-au pierdut prestigiul interpretării, suplețea funcționalității și care acum zac desfăcute în bucăți. Dezbrăcate de propria lor ustensilitate, ele regresează către o nuditate pe care nu au avut-o niciodată și din alchimia unui lucru, atât de sublim precum sărutul, nu rămân decât glandele, secrețiile, saliva. Când un om ajunge să perceapă în chip real sărutul ca întâlnire între două salive și deci să-i repugne, el înregistrează la rândul lui o regresie de tip psihotic în care accesul la interpretarea sărutului este total blocat. În opoziție cu definiția destructurantă a sărutului la cioran, să analizăm acum înțelegerea interpretativă a sărutului la Shakespeare, în Romeo și Julieta, actul întâi, scena a cincea, cunoscută sub numele de scena balului. Romeo, mascat, aflându-se ca intrus în sala de bal a familiei Capulet, o prinde pe Julieta de mână și însoțește gestul cu aceste vorbe. Depângărește mâna am sfântați mână, să ierți acestor buze ale mele, doi pelerini ce surșinat stăpână, Car cu sărut păcatul vor să-l spele. Julieta. Nu, pelerine, mânați vină nare, căci pelerinii mâinile de sfinți le ating și ei, în loc de sărutare, se închină și strâng mâinile fierbinți. Romeo. Dar sfinți și pelerini n-au gură oare? Julieta. Da, pentru rugăciune, pelerine. Romeo ca să nu-mi schimbi credința în disperare, dă voie gurii focul să șaline. Julieta, stau nemișcați de -a pururi sfinții, chiar atunci când rugăciunea o împlinesc. Romeo, o sfânta mea, stai liniștită, dar să-mi curăț vina, să mă împărtășesc și al gurii tale har la gura am vină. O sărută. Julieta, atunci de vină gura-mi are parte. Romeo, de vina gurii mele, dulce vină, dă-mi-o înapoi. O sărută a doua oară. Romeo o ia de mână pe Julieta. Și din clipa în care o ia de mână, el desfășoară o strategie a cuceririi care are ca deznodământ sărutul. La rândul ei, Julieta îl însoțește pe Romeo pe drumul pe care el îl deschide, numai că lucrul acesta trebuie să se petreacă într-o manieră convenabilă. Atingerea buzelor Julietei este de fapt negociată într-un plan al cuvintelor și numai desfășurarea unei strategii verbale de tip baroc face posibil sărutul ca sărut. Când apare, el este încărcat de logos, în așa fel încât orice bănuială privitoare la originea plebei a gestului este suprimată. Din capul locului, preocuparea celor doi este distanțarea de profan, și fiecare pas a lor se face tocmai în direcția suprimării salivei. Niciun element din scenografia erotică nu este abandonat izolării sale fizice sau fiziologice. Recuzita erotică este constant de tip sacral, și recurența cuvintelor din acest registru: holy, shrine, devotion, pilgrim, saint, prayer, faith, purged este imposibil să fie trecută cu vederea. Din chiar clipa în care o ia de mână pe Julieta, Romeo declară că a călcat pe un teritoriu sacru, de vreme ce mâna Juliete este numită Templu Sfânt, Holy Shrine. Și luând de mână, Romeo profanează mâna Julietei, if I profane, așa cum un hoț profanează un templu sau un altar. Asistăm astfel din capul locului la o madonizare a Julietei, iar intrarea intempestivă în teritoriul sacrului este un păcat, un lucru de cea mai mică valoare, mai unworthiest hand, mâna mea de nimic, intră în contact cu un concentrat de sacru, mâna madonizatei Juliete, ca templu sfânt, pleonasm de potențare. Păcatul acesta trebuie spălat și Romeo este gata să o facă o parte a corpului lui, buzele, intră în condiția de pelerin și ele roșesc, two blushing pilgrims, pentru ceea ce a făcut altă parte a corpului. Buzele sunt gata să spele păcatul mâinii profanatoare. Puse în condiția pelerinajului, ele sunt de la bun început pe drum către sacru. Când ele vor face ceea ce buzele știu să facă, adică să sărute, ele vor anula profanitatea mâinii care a atins. Nu întâmplător atingerea buzelor, sărutul, e blândă, tender, în vreme ce atingerea mâinii este raf, aspră, prima fiind tocmai reparația celei de-a doua. Invocând funcția reparatorii a buzelor, Romeo deschide calea sărutului, dar o face, prin așezarea lui, în orizontul sacrului. Julieta răspunde acestei stratageme, cu o contra extrem de ingenioasă, menită să oprească lucrurile în faza atingerii mâinilor și astfel să evite sărutul. Mâna lui Romeo, spune ea, nu a profanat, nu a fost impie. Din potrivă, ea s-a comportat cu o aleasă devoțiune, mannerly devotion, deci sacral, deoarece pelerinii, ca și sfinții, au mâini. Iar când pelerinul ajunge în fața Sfântului, mâinile lui le ating pe cele ale Sfântului. For saints have hands that pilgrims' hands do touch. Chiar le ating. Și adaugă Julieta, palm to palm is holy palmer's kiss. Palmă către palmă este sărutul sfinților pelerini. Procedând astfel, sacralizând mâna lui Romeo, Julieta evită sărutul propriu-zis, lăsând se înțeleagă că sărutul s-a consumat deja în maniera sacra lui palm to palm a sfinților pelerini, ajunși în contact cu mâinile sfinților. Tu, pelerinul Romeo, mi-ai atins mie, Julietei, pe care o consider sfântă, mâna cu mâna ta. Sfântă și pelerin, amândoi suntem în spațiul sacrului. Sărutul nostru s-a consumat ca mână către mână. Nu mai e nevoie deci de intervenția buzelor nu a existat profanare, nu a existat păcat, deci buzele nu mai sunt chemate să șteargă, să netezească, to smooth, nimic. Romeo contraatacă. Cum se face totuși? Că atât ființii cât și pelerinii au buze. Ca să se roage, răspunde prompt Julieta. În acest moment Romeo se sizează că mâinile și buzele se întâlnesc în funcția rugăciunii. Te rogi cu buzele, te rogi cu mâinile apropiate. Dar dacă mâinile și buzele intră în economia rugăciunii și în același timp sărutul sfânt, palm to palm, vine din întâlnirea mâinilor diferite, atunci se poate glisa de la o componentă a rugăciunii la alta, de la mână la buze și, simultan, de la rugăciune la sărut. Oh, then, dear saint, let lips do what hands do. O, atunci, scumpă sfântă, lasă buzele să facă ceea ce mâinile fac. Romeo îi cere Julietei să lase buzele lor să atingă așa cum își ating sfinții și pelerinii mâinile. Buzele rămân astfel în spațiul rugăciunii, căci pelerinii și sfinții au buze pentru a se ruga, dixit Julieta, dar întâlnindu-se pe modelul mâinilor, ele glisează totodată în spațiul sărutului. Rugăciunea devine sărut, și sărutul? Rugăciune. Julieta ridică un ultim obstacol în calea sărutului ce stă să vină, rugându-se: Sfinții rămân nemișcați, Saints do not move, și nu se mișcă tocmai de dragul rugăciunilor, for prayer's sake, argumentează ea. Nimic mai simplu, răspunde atunci Romeo: Fiind sfântă și rugându-te, vei rămâne nemișcată și nu te vei mișca atâta vreme cât eu, Romeo, voi culege rodul găciunilor, while my prayers effect I take, de pe buzele tale, muiate în sacralitatea rugăciunii, buzele Julietei, atinse, vor curăța păcatul buzelor lui Romeo. Ele vor deveni la rândul lor sfinte. Thus, from my lips, by thine, my sin is purged. Romeo o sărută pe Julieta după ce mai întâi o iconizează. Ceea ce atinge el cu buzele este o donă angelicată, o Julietă hieratizată de însuși ritualul îndrăgostirii. Ce este acum sărutul? Întâlnirea a două salive? Sau capătul unui pelerinaj către ființa iubită? Rolul acestei baroce strategii lingvistice populată de metafore enorme, în care părțile trupului devin când temple, când pelerini, și în care distanța ce desparte păcatul de mântuire este parcursă vertiginos, este unul singur să scoată sărutul din metafizica profan cioraniană a întâlnirii salivelor. Când buzele sunt sacralizate, sărutul devine un moment în economia rugăciunii, miez al ei și culegere Aroadelor ei. Ca pelerin, Romeo dobândește o libertate erotică pe care nu o avea, ca simplu Monteghiu, și nu întâmplător, el se așează de la bun început pe acest drum pe care Julieta îl va împinge mai departe. Fiziologia nu poate interpreta sărutul. Sărutul ca sărut pune desigur în joc o stilistică a întâlnirii, dar una care ține nu de glande, ci de Unio Mistica. Ne amintim că, în lacrim și sfinți, Cioran, precoce dezabuzat și provocator, se gândește la deliciul pervers pe care îl ar provoca sărutarea unei sfinte. Romeo, la rândul lui, o sărută pe Julieta, numind-o Dear Saint, scumpă sfântă. Numai că Cioran, propunându-și să sărute o sfântă, o coboară în planul salivei, iar sărutul acesta provocator și răzvrătit merge deliberat în direcția unei vexațiuni. Expresia unui orgoliu ontologic rănit, drama celui care nu-și poate suporta condiția de creat, gestul lui Cioran vizează o terfelire a ierarhiilor, care se consumă ca proiecție de maculare a sacrului. Cioran vrea să anuleze ruptura de planuri, insuportabila distanță dintre el și divin, prin coruperea sacrului, prin atragerea lui în lumea lui impură. Comportamentul acesta este al unui resentimentar, care se plasează față de Dumnezeu în raportul luptei de clasă. El știe că sărutul lui este al unui plebeu și că, atingând o sfântă, el o trage fatal în jos, în spațiul concupiscenței și al ochiului păgân. Sărutul acesta, profan și maculator, are o singură funcție: să răzbune condiția muritorului ca muritor. Contaminarea se face aici în sens invers decât la Romeo, la care păcatul atingerii buzelor Julietei era anulat de către atingerea însăși a unor buze sfinte. În schimb, buzele muritorului Cioran care trec peste buzele sfintei, speră să lase ele în urma lor un fragment de precaritate, o frântură, o adiere măcar din boala la care am fost condamnați, din maladia morții. Ne fiind îndrăgostit, Cioran nu poate ajunge în vecinătatea unei sfinte decât prin fraudă, iar sărutul nu devine în aceste condiții vehiculul unei ascensio la capătul căreia pândește extazul. Din potrivă, sărutul e subversiv și funcția lui este de a pune în criză, prin accident și intruziune, planul unei ordini care, de vreme ce nu poate fi a mea, trebuie spurcată. Cioran scrie textul acesta blasfemiator, care l-a indignat printre alții pe Țuțea, în 1936. Țuțea continua să-și amintească cu indignare de propoziția din Lacrim și Sfinți, într-un interviu din 1990, auzi, să sărute o sfântă. Cum, domnule, să sărute o sfântă? Pe păi asta e blasfemie curată. De fapt, textul incriminat de țuțea sună astfel. Pentru un sărut vinovat de sfântă, aș accepta șuma ca un leagăn. E perioada în care va spune mai târziu, Cioran nu frecventa decât bibliotecile și bordelurile. Iar în tratatul de descompunere, cu gândul la acei ani, afirmă că filozoful are să învețe scepticismul de la Academia Ambulantă de Luciditate, care e prostituția. Filozoful ar trebui să imite pironismul de trotuar de care dă dovadă creatura cea mai puțin dogmatică, prostituata. Dar în 1944, Cioran o cunoaște la Paris pe Simon Buie și se îndrăgostește gloria între patru pereți, întrece slava împărățiilor, îi scrie el lui noi ca pe o carte poștală. Sărutul părăsește acum ideologia insurecții ontologice, care făcuse din el o armă împotriva divinului și pătrunde în economia extazului. Îndrăgostit, Cioran se va supune regulii, după care funcționează erosul șexpirian, cel ce iubește, își plasează obiectul iubirii atât de sus, încât ajungerea la el îl obligă să intre în condiția de pelerin și să părăsească lumea de aici. Gloria iubirii nu se înalță pe materia lumii acesteia și tocmai de aceea ea e mai presus decât slava împărățiilor pământești. La sfârșitul anilor 50, sub chipul unui personaj misterios, căruia i aflăm numele, ce aduce mai degrabă cu o siglă, într-un context lapidar din caiete. 12 ianuarie 1959 a murit Suzana Soca. Cioran are din nou revelația faptului că pătrunderea pe teritoriul iubirii se însoțește cu părăsirea lumii de aici. Rezultatul acestei întâlniri comoții este o pagină, o singură pagină, intitulată semnificativ. El nete padisi, pe, pe care Cioran o include 27 de ani mai târziu, la sfârșitul volumului Exerciții de admirație. Ea are frumusețea pe care numai convertirea o poate distila, tocmai pentru că din ea face parte și amintirea o trăvii eliminate. Frumusețea unei pagini scrise de un demon care reintegrează, prin îndrăgostire, ordinea pierdută dintr-un exces de insolență. N-am întâlnit-o decât de două ori. E puțin. Dar extraordinarul nu se măsoară cu măsurile timpului. M-a cucerit din prima clipă cu aerul ei absent și înstrăinat, cu șoaptele ei, căci nu vorbea, cu gesturile șovăelnice, cu privirile ce lunecau peste ființe și lucruri, cu prezența ei de spectru adorabil. Nimeni nu va ști niciodată, cum de izbutea să respire, ce rătăcire o făcea să cedeze magiei suflului și nici ce căuta printre noi. Sigur este că nu era de aici și că nu ne împărtășa de căderea decât din politețe, ori din cine știe ce curiozitate morbidă. Din prima clipă când am văzut-o, m-am îndrăgostit de timiditatea ei, o timiditate unică, de neuitat, care îi dădea înfățișarea unei vestale istovite în slujba unui zeu clandestin sau a unei mistice răvășite de dorul ori excesul de extaz, neîn stare să se mai reîntoarcă vreodată printre evidențe. Copleșită de bunuri, răsfățată după cântarul lumii acesteia, părea totuși desprinsă de toate în pragul unei cerșetorii ideale, sortită să-și murmure sărăcia în miezul imperceptibilului. De altfel, ce ar fi putut să posede și să rostească, de vreme ce tăcerea îi ținea loc de suflet, iar perplexitatea de univers. Nu aducea ea aminte de acele făpturi scate din lumina lunii, despre care vorbește Rozanov? Cel ce știe să descifreze chipul omenesc cita cu ușurință pe al ei că nu e o sândită să dureze, că va fi cruțată de coșmarul anilor. În viață fiind, părea atât de puțin complice vieții, că nu o puteai privi fără să te gândești că n-ai să o revezi niciodată. Un Dio nespus era în semnul și legea firii sale, gloria ursitei sale, pecetea trecerii ei pe pământ. De aceea îl purta ca pe un nimb, nu din ostentație, ci din solidaritate cu nevăzutul. Aceste rânduri nu mai au nimic în comun cu personajul care, în tratat, deconstruise totul, de la funcția sărutului la cea a divinului. Treizeci de ani mai târziu, în textul pe care îl scrie cu ocazia celei de a doua ediții germane a tratatului, Cioran mărturisește că inflamația cărții sale avea ca unică sursă nihilismul resentimentar. În furia disperată a celor pagini își ating apogeul neînfrânarea și sminteala tinereții mele. Ceea ce m-a sedus întotdeauna la negare este puterea ce ți-o dă de a te pune în locul a toți și a toate, de a fi un soi de demiurg, de a dispune de lume, ca și cum ai fi colaborat la instaurarea ei, iar acum ai avea dreptul și chiar datoria să-i grăbești ruina. Distrugerea, consecință imediată a spiritului de negare, corespunde unui instinct profund, unui tip de invidie pe care orice ființă o încearcă în străfundul sinelui său față de ființa din tâi, față de poziția și ideea pe care ea le reprezintă și simbolizează. La capătul acestei bătălii cu Dumnezeu, cu misticii și sfinții, rămâne în picioare silueta necunoscutei din Ia nu era de aici, acest crochiu de transcendență, această dona angelicata cioraniană. Cioran îndrăgostit 15 noiembrie 2001 Am observat că cei care utilizează constant laptopul încep să aibă un soi de instinct, ca animalele care amușină hrana și o descoperă acolo unde te aștepta mai puțin. Căutând astăzi pe internet, am căzut peste o carte neașteptată. Friedgard Toma, Um nichts in der Welt, eine Liebe von Cioran Fridgar Toma pentru un mic în lume, o dragoste a lui Cioran. Weidleferlag, Bon, Bonn, 2001 În urmă cu un an, mă sunase alarmată Marie Franț Ionesco și îmi spusese că o doamnă din Köln, să fi avut 50 de ani, s-a prezentat la faimoasa editură Zurkamp și a pus pe masă o mapă cu câteva zeci de scrisori de amor cioraniene din anii 80. Marie France fusese ținută la curent de către cei de la Galimar, care, ca deținătorei drepturilor de publicare ale operei lui Cioran, la prima tatonare făcută de Zurkamp, au reacționat prompt. Persoana care se deplasase la Zurkamp, de la Galimar, să vadă despre ce este vorba, s-a întors la Paris destul de tulburată, lăsând să înțeleagă nu numai că scrisorile erau autentice, dar că unele dintre ele erau de o tulburătoare sinceritate. Oricum, Refuzul lui Galimar privind publicarea a fost categoric. Erau documente intime pe care autorul lor nu le destinase nicio clipă publicării. Punerea scrisorilor pe masa unei edituri a fost considerată abjectă. Zurkamp a renunțat. Și iată, între timp, scrisorile, sau doar o selecție a lor, apărea într-o editură practic necunoscută din Germania, cu numele lui Cioran pe copertă dar nu ca autor, ci doar în titlu, ele fiind montate ca citate de destinatara lor într-un discurs care relata idila în Filipată, între septuagenarul Cioran și tânăra profesoară de filozofie din Köln, care pe atunci avea 35 de ani, în anul de grație 1981. Această tehnică de inserare a epistolelor în discursul deținătoarei lor punea la adăpost atât editura cât și pe autoarea și eroina volumului de un proces cu Galimar. Acum aveam în față, pe ecran, coperta cărții, prezentarea ei, o selecție de citate incitante și câteva fotografii ale încântătoarei Friedgard și ale lui Cioran la Paris. Din capul locului, coperta cărții m-a fascinat. Reproducea plempaj, o fotografie color de o excelentă calitate traversată de sus până jos de coapsa și pulpa unui Apollo marmorean. Fotografia era făcută din dreptul soclului, iar din planul al doilea, părând că privește anume la sandaua sumară în care e prins piciorul zeului, se desprinde figura lui Cioran, destinsă, mulțumită, mândră. Gulerul cămășii albe este desfăcut tinerește, iar un colț al lui, țâșnește rebel, peste reverul hainei. La o privire mai atentă, se vede limpede că, uitându-se la cel care face fotografia de undeva din preajma statuii, și deci, și la noi, care împrumutăm perspectiva imaginii, Cioran pare să ne comunice ceva. Acest lucru inconfundabil, pe care nu-l transmite decât chipul unui om aflat în transa iubirii, este sentimentul de forță și de nemărginită mândrie cu care îndrăgostitul îi privește pe ceilalți de la înălțimea îndrăgostirii sale. Plutind, el privește, ca să spunem așa, peste capetele tuturor, știind că prin ființa iubitei el a devenit stăpână unui lucru minunat, unic în lume și pentru care, e absolut limpede, ceilalți oameni nu pot decât să-l invidieze. Orice om îndrăgostit privește lumea de pe culmea aceasta pe care îl înalță iubirea sa și mai ales în prezența ființei iubite, el are simultan o expresie prin care dăruiește, spre a fi privit și admirat, obiectul iubirii sale, și o alta, marca supremei posesiuni, prin care el îl ține pe acesta lângă sine și, vibrând de gelozie, îl ocrotește de orice privire indiscretă. Cine în această fotografie de lui Cioran semeția privirii sale. În prezența cui, ființa lui pare că a împrumutat ceva din vigoarea zeului la piciorul căruia se află. Ascuns pe jumătate de glezna acestuia, se desprinde, abia sugerat, chipul unei fete brunete. Profilul este luat în racursii, părul coboară pe frunte și se prelinge peste tâmple, acoperind o parte a obrazului. O simplă sugestie, spuneam, mai degrabă semnalarea unei prezențe. Linia vagă, și ea estompată, este a unui profil surprins din ultimul său unchi posibil. Ochii, evident, nu îi se văd. Doar în prelungirea liniei nasului se poate vorbi de prezumția orbitei stângi. Și totuși, în chip inexplicabil, se simte intensitatea privirii care este pusă pe Cioran și care dictează acestui expresia de orgoliu și de nespusă fericire. Obiectele din fotografie apar în ordinea inversă a importanței lor, cel mai aparent este piciorul lipsit de semnificație al zeului, iar la limita vizibilului, pierdut în atmosfera anticvarială a pozei, este chipul fetei care constituie cauza eficientă a chipului lui Cioran. Forța fotografiei Vine din faptul că ceea ce se vede este ricoșeul unui lucru aproape nevăzut. Comand volumul pe loc prin internet. Pe semne că în două zile îl voi avea în cutia poștală. 19 noiembrie. Am primit astăzi de dimineață volumul despre Cioran de la Weidleferlag. În plic se află și factura de 38 Deutsche mark marc pe care urmează să o achit prin cont. Dau telefon la editură, să mulțumesc pentru promptitudinea expedierii și răspunde chiar domnul Vaidle. Mă prezint și profit că l-am la telefon. Cum de v-ați hotărât să publicați cartea, riscând totuși un proces cu galimar? Și apoi nu ați avut rețineri să faceți publice pagini care nu fuseseră destinate publicării? Nu se supără. Și îmi răspunde ca și cum întrebarea i-ar fi fost pusă în repetate rânduri. Atât doamna Friedgard, Toma, cât și eu am socotit că nu există nimic compromițător în scrisorile lui Cioran, din potrivă. Ele dezvăluie o latura lui, total inedită pentru cunoscătorii operei sale, care îl umanizează nespus. În plus, cartea apare nu întâmplător acum, când nici Cioran, nici Simon Buie, prietena lui de totdeauna, nu mai sunt în viață. 20 noiembrie ieri noapte, până spre patru dimineața, am citit cele 130 de pagini pe nerăsuflate. Primul paragraf al cărții pare să fie intrarea într-un bun eseu despre Cioran. Fritgard îi scrie lui Cioran în 1981, la capătul unei lecturi de aproape doi ani a operei sale. În 1979, când începe să citească aforismele strălucitoare ale lui Cioran despre moarte, gândul o trimite la un fragment dintr-o scrisoare pe care Kafka i-o scrie în septembrie 1920, milenei, și în care este citată această propoziție dintr-o carte de înțelepciune chineză. Un învățăcel râde de maestrul lui, care îi vorbește doar despre moarte. Îmi ții mereu discursuri despre moarte, dar de murit nu mori. După care Kafka comentează, este nepotrivit să-ți râzi de eroul care răni de moarte, zace întins pe scenă și cântă o arie. Adevărul e că zăcem și cântăm ani în șir. Toată esența operei lui Cioran este prins aici. Vorbiți de o viață, despre sinucidere și totuși sunteți în viață. Această întâmpinare, Cioran a auzit-o de zeci și sute de ori de-a lungul vieții sale. În zadar a explicat că sinuciderea și posibilitatea ei sunt recursuri la îndemână concepte operaționale ale supraviețuirii. Cel care face elogiul sinuciderii trebuie, după logica bunului simț, să se sinucidă. Al minteririi un poltron, un ipocrit, un pozăr și până la urmă un filozof de doi bani. Foarte puțini sunt cei care înțeleg că în acest caz aria sinuciderii este importantă și că ea nu poate fi cântată decât de oameni răniți de moarte, ceea ce înseamnă de oameni pe care moartea mai întâi a rănit, și asta cu mult înainte de a-i fi luat, pur și simplu, și de a-i fi scos din scenă. Friedgard se sizează foarte bine că Cioran, asemenea lui Kafka, este dintre cei care zac răniți pe scenă o viață întreagă și cântă aria morții în beneficiu celor care, prin ei înșiși, nu sunt capabili să o facă. Ceea ce m-a tulburat în lectura cărții acesteia, este nu atât că pătrundeam pe un teritoriu al ființei Lucioran pe care nimeni nu mai pășise vreodată, cât mai ales că povestea acestei iubiri se petrecea, cel puțin la început, în locuri care mi erau profund familiare și cu personaje care mi erau de mult cunoscute. Pe scurt, intram pe altă poartă, într-un univers care fusese și al meu. Recunoșteam mai întâi frânturi din gesturile lui Cioran când Friedgard vine în chiar ziua în care se cunosc, în Rue de Lodeon, casa nu avea încă lift și Cioran îi evocă cu mândrie, așa cum făcea cu orice vizitator, cele 95 de trepte pe care le aveai de urcat până la etajul 5, unde se afla mansarda lui. Când tot în 1981 am urcat prima oară în de el, ne dăduserăm întâlnire în fața casei. Cele 95 de trepte a ținut să-mi arate o tehnică de urcare pe care o descoperise singur, cu trupul frânt din șale, pentru ca trunchiul, astfel a plecat, să ajungă într-un plan paralel cu cel al pantei scărilor. Apoi, când Fridgard trece pragul apartamentului, intrarea ei este însoțită de faimosul gest prevenitor al lui Cioran, care și așeza mâna pe canatul de sus al cadrului ușii, rugându-te să fii atent să nu te lovești cu capul, gesturi repetându-se la trecerea din culoar în living, unde ușa era și mai scundă decât cea de la intrare. Recunoșteam, de asemenea, felul lui de a bavarda și voluptatea cu care se lansa în povestirea insignifiantului. Pe Fridgard, care venise să-l cunoască pe marele aforistician și care credea că Cioran va revărsa de la bun început asupra ei o cascadă de panseuri inedite, o uimește, la prima întâlnire, lungul excurs al lui Cioran despre chiriile locuințelor pariziene, despre cearta sa cu proprietarul, despre lefurile profesorilor de liceu. Știam apoi, în detaliu, bucătăria în care Friedgard, în prima seară petrecută cu Cioran, Simon era plecat în Vande, curăță fasole verde și pune la cuptor un superb file de băf, pentru că în mai multe rânduri, tot acolo, o ajutasem pe Simon să pregătească cina. Știam hotelul Saint Louis din Il Saint lui, la care Fridgar trage la Paris pentru a-l cunoaște pe Cioran și din holul căruia Cioran vine să o ia. Fridgar spune că se făcuse foarte frumoasă și că purta o rochie neagră, nu prea scurtă, peste care era aruncată o manta lungă de culoare deschisă. Într-o după amiază de aprilie, la doar câteva zile după ce împlinise șaptezeci de ani. Știam cartierul mare, în care Cioran o face pe Fridgar să mărșăluiască mai bine de două ore, avea o formidabilă mobilitate și pentru că făcea câte două plimbări pe zi era bine antrenat. Așa cum știam prea bine muzeul Carnavale, afla tot în mare, pe de Sevigné, în care Cioran ține morțiși să-i arate pe Talleyrand, în timp ce Fridgard, epuizată, visează la un pahar de vin băut într-unul din cafeurile risipite la tot pasul în mare. Știam chiar și cabina telefonică de lângă Jardin du Luxembourg, la care Cioran va cobori de mai multe ori pe zi, pentru a o putea suna pe Friedgard la Köln, în cele patru luni în care relația lor își atinge apogeul. 21 noiembrie Ceea ce te izbește din capul locului în această relație e îndrăgostirea fulgerătoare a lui Cioran. Cioran se îndrăgostește în pofida aparențelor. Este obosit, are 70 de ani, este un sceptic convins, nu mai este de mult omul care se livreze unei cauze și cu atât mai puțin unei pasiuni. Este cu Simon de 40 de ani și locuiesc împreună de peste 30. Îndrăgostindu-se, Cioran e perfect conștient de situația paradoxală în care se află. Cum poate un sceptic de profesie ca mine să ajungă la o atitudine total nesceptică precum aceasta? Am avut îndrăzneala să consider că eram mai eliberat decât Buddha, și acum sunt pedepsit pentru iluziile mele. Am jucat prea multă vreme Comedia Înțelepciunii. 10 mai 1981. La 17 iulie 1981, ați devenit centrul vieții mele zeița unui credincios în nimic. Și în altă parte, după ce ani de zile am vorbit cu sarcasm despre astfel de lucruri precum dragostea și așa mai departe, a trebuit până la urmă să fiu pedepsit și iată că sunt, dar nu regret de fel. Înainte de a avea loc întâlnirea dintre cei doi la Paris, în 14 aprilie 1981, în cea de-a doua scrisoare pe care Friedgard o scrie lui Cioran, 12 februarie 1981 se află și o fotografie alb-negru. Chipul fetei, cu fruntea înaltă și ușor boltită și cu o privire melancolică, este frumos încadrat de un păr negru care cade pe umeri, despărțit de o cărare la mijloc. Imaginea te trimite cu gândul la un personaj dintr-un film al lui Bergman, Cioran îi va mărturisi Friedgartei ulterior, că s-a îndrăgostit de ea din clipa în care a primit fotografia, întâlnirea de la Paris ne făcând decât să confirme și să amplifice sentimentul inițial. Cioran ar fi putut la rândul lui să folosească vorbele cu care Heidegger îi se adresează Hanei Arendt în 27 februarie 1925 pentru a exprima acel cu de fudră prin care profesorul de 36 de ani se îndrăgostește de studenta sa de 19 ani demonicul mai zbit din plin. Demonicul, într-adevăr. Friedgart rămâne la Paris două zile și ambele serle petrece în Rue de Lodeon. În prima seară se mănâncă fileul de bœuf, se bea un excelent vin de Bordeaux, se discută despre Dostoevski și despre raportarea lui Cioran la Dumnezeu. La despărțire, în fața hotelului, Cioran îi sărută Fritgard-ei mâna, iar Friedgard îl îmbrățișează și îi mângâie obrazul cu obrazul ei. În cea de-a doua seară, lucrurile iau o altă întorsătură. Din scrisoarea pe care Ciorani o scrie Friedgartei la trei zile după plecarea ei din Paris, pe 19 aprilie, rezultă că demonicul izbise în plin. Este duminica Paștelui, în zorii zilei, și după ce se răsucise în pat ca un vierme, Cioran se decide să se scoale și să-i scrie. Scrind în germană, așa cum îi va scrie de alminter tot timpul, el face un subtil joc de cuvinte, punând alături banalul Aufstehen, a se scula din pat, de cuvântul pascal Auferstehen, a învia. Cioran îi povestește Fridgartei că sosise acasă la unu noaptea, venind dintr-o vizită, că dormise câteva ore și că brusc s-a trezit. Și atunci și-a început chinul. M-am gândit la dumneavoastră, și la tot ce ar fi putut fi joi noapte, dacă nu v-ați fi împotrivit cu atâta înverșunare. Vă auzeam suspinând și plângând. Mai bine de o oră prin mintea mea s-au perindat cele mai intime scene și totul cu o asemenea precizie încât a trebuit să mă scol din pat ca să nu-mi pierd Pentru că stătuserăm prea mult de vorbă, nu mi-am dat seama în ce măsură ajunsesem să fiu fizic Legat de dumneavoastră, decât atunci când, telefonându-vă, am mărturisit că aș dori să-mi îngrop pentru totdeauna capul sub fusta dumneavoastră. Cât de ucigătoare pot fi anumite lucruri! Totul a început cu fotografia, vreau să spun cu ochii dumneavoastră. Cred, dar poate mă înșel, când în dimineața asta aș fi fost mai puțin obsedat, dacă ați fi fost mai îndurătoare cu mine la urma urmelor, ne cunoșteam deja după prima dumneavoastră scrisoare. Aș vrea să mă iau cumva în mână, căci mă tem de deziluziile care stau să vină, așa cum mă tem de teribila gelozie. Îmi imaginez fără să vreau cum vă petreceți aceste blestemate zile de Paști și toate cele care urmează cu prietenul dumneavoastră. Și e mai mult decât pot să duc. Ca să scap de chinul acesta, trebuie să încerc să-mi depășesc obsesiile și pe cât e posibil să ajung să mă gândesc altfel la dumneavoastră. În general nu am, pentru femeile cu care mă simt înrudit spiritual, nicio înclinație fizică. Cu dumneavoastră, în schimb, aș vrea să discut despre lenț aflând un în pat. Până unde va merge gelozia lui Cioran, aflăm cu ocazia celei de-a doua vizite pe care Fridgard o face la Paris în 17 iunie, de ziua ei, pe care o va serba în doi la Procop. În seara următoarei zile, Simon este din nou în Vande, o ia pe Fridgard în vizită la o familie de prieteni pictori, într-un superb apartament de pe Saint-Germain, unde se află și bunul prieten al lui Cioran, poetul Henri Michaud, care în momentul acela avea 80 de ani. Fridgard e așezată la masă alături de Mișo, cu care începe o discuție aprinsă despre Freud, în timp ce Cioran devine din ce în ce mai neliniștit și mai posac, din cât se poate de repede tonul plecării. Când Fritgard îi reproșează gelozia, el se grăbește să o explice ca pe o specie a vampirismului balcanic. Lucrurile devin cu adevărat dramatice când, invitat de Fritgard în luna august împreună cu Simon, la Palazzo Zalis din Solio, în Elveția, Cioran trebuie să facă fața anturajului extrem de variat al Fridgartei. Fostul soț, prietenul actual, un faimos scriitor elvețian, un psihiatru berlinez, care în fiecare an încercuia în calendar ziua în care urma se sinucidă. În plus, Fridgard se împrietenește cu Simon, presimțind că aceasta este soluția pentru a muta relația sa cu Cioran pe alt registru. După vacanța elvețiană, această relație, ca relație erotică, intră în declin. Scrisorile lui Cioran din septembrie și octombrie sunt o încercare disperată de a fixa terenul care începe să-i fugă de sub picioare și, deopotrivă, bilanț al unei iubiri. Cât de rău îmi pare că de când vă cunosc nu am pus pe hârtie zi de zi, greșesc, oră de oră, ce însemnați pentru mine. Ar fi rezultat impresiile cele mai contradictorii pe care o ființă de pe lumea asta le-a resimțit vreodată, și totuși toate la oaltă ar fi avut o unitate, o convergență secretă, teama că veți renunța la mine. Timpul care s-a scurs de când ați apărut este atât de bogat, atât de substanțial, atât de imprevizibil și atât de plin de dumneavoastră, încât vă sunt recunoscător pentru toate bucuriile și pentru toate nenorocirile care sunt legate de numele dumneavoastră. Sunt, o știți prea bine, într-o anxietate perpetuă din pricina nestatornicii dumneavoastră. Și totuși nu pot să aleg liniștea. Îmi este pur și simplu imposibil să trag consecințele neîncrederii mele. Mai bine iadul cu dumneavoastră decât mântuirea de unul singur. 6 octombrie 1981 o enormă tandrețe te cuprinde față de acest personaj de o fragilitate extremă, căruia în crepuscul vieții îi este dat să trăiască ceea ce până atunci nu trăise niciodată așa, și care, ca intensitate, capitulare necondiționată și capacitate de a suferi, se potrivește mai degrabă unei vârste la care mai există șansa recuperării de sine și a unui recurs. Mărturisesc că citind cartea am suferit prostește și bărbătește alături de Cioran. Nu avea cum să nu fie victima și, până la urmă, eroul tragic al întregii povești. Pentru el nu exista un încotro către care îți depășească situația. Între bărbatul de șaptezeci de ani, răscolit dintr-o dată de o patimă de care nu se credea capabil, și femeia de 35 de ani, îndrăgostită de aforismele sale, frumoasă snoabă și știind exact când anume relația lor trebuie mutată din spațiul rătăcirii erotice în cel al prietenii pure, lupta este din capul locului inegală. Cioran joacă după un scenariu pe care de la un cap la altul îl scrie și îl regizează tânăra nemțoaică. 24 noiembrie Nu reușesc să mă desprind de povestea cioraniană. Al doilea lucru care m-a izbit în această relație dezgropată după 20 de ani este malantanduiul pe care ea s-a construit de la bun început. Lapidar, el poate fi exprimat astfel. Îndrăgostindu-se, Cioran vrea sex, în timp ce Fridgard vrea aforisme. Asta înseamnă că iubirea lui Cioran își caută, în chip spontan și masculin, expresia ei senzuală, în vreme ce la Friedgard, expresia senzuală, E forma inițială a unei captații, care trebuie rapid depășită, în direcția unui erotism sublimat cultural. De aici și drama lui Cioran. El va fi sistematic reprimat în nevoia lui de a exprima senzorial un sentiment de o intensitate extremă, care îi mobilizează pentru ultima oară întreaga existență. Numai că drama aceasta își are izvorul ultim nu în ceva întâmplător și derivat, cum este până la urmă personalitatea Friedgartei, ci necesitatea personalității lui Cioran, și ca să spunem așa, în personalitatea operei sale. Fiind o operă totală, construită prin mobilizarea întregii ființe autorului ei, și nu doar ca simplă proiecție cerebrală, așa cum se întâmplă în cazul unui sistem filozofic. Opera lui Cioran este un produs cultural cu o enormă încărcătură erotică. Vibrația ei o face să acționeze la distanță. Este firesc ca în plasa aforismelor sale, aruncată peste lume, să cadă personaje care asemen Friedgartei Toma, să simtă nevoia să urce de la creația culturală la izvorul erotic care este autorul ei. Numai că, tot ca în cazul Friedgartei, riscul e ca acela care cade în plasa prelucrări lucide și inteligente a unui fond primordial erotic și nevrotic, cum era cel al lui Cioran, să fie tentat, la rândul lui, să prelucreze erosul la nivelul fantasmelor culturii și să-l desexualizeze. Cioran, devenit prin îndrăgostire o ființă de sânge și carne, e confruntat cu ecoul erotic deturnat al operei sale. Suferința sa este, de fapt, efectul îndepărtat al festei pe care o joacă propria operă, din clipa în care ea începe să funcționeze ca o capcană erotică, căci Friedgard va aduce cu ea, în relația dintre ei, simțul depărtării, al scrisorii și al distanței de la care opera lui Cioran a atins-o. Totul începe așadar de la operă. Relația dintre cei doi se angajează mai întâi prin vorbe și în spirit, și între ei străjuiește mereu, ca supremă justificare a întâlnirilor, admirația declarată a Fridgartei pentru aforismele lui Cioran. Mai există însă un mic amănunt, și acela este fotografia pe care Fridgard o alătură scrisorii sale din 12 aprilie. Strălucirii aforismelor pe care cioranii le-a oferit fără să o cunoască. Fridgar le răspunde cu imaginea ei, ceea ce înseamnă cu privilegiul vârstei și cu frumusețea ei. Imaginea aceasta strecurată în plic e o provocare a priori. Câte femei, scrind unui filozof, simt nevoia să-și divulge aparența? Este oferta compensativă, aportul orgolios al Fridgartei la relația viitoare a celor doi manipularea fizică pe care Fridgard i-o va reproșa mai târziu lui Cioran, este inaugurată și perpetuată de Fridgard însăși. La fiecare întâlnire există o latură a seducției fizice, foarte bine pusă la punct, iar eroina are grijă să ne vorbească mereu despre frumusețea ei, despre felul în care își compune aparițiile, despre admirația pe care o stârnește în jur. Nici o mirare că Cioran va răspunde acestui scenariu al seducției și va deveni din prima clipă victima lui. Căci din prima clipă, sub noianul de vorbe în care cei doi se îngroapă, Cioran descoperă în el o irepresibilă atracție fizică. Zinlich, senzorial, e cuvântul care revine mereu. Iar scrisoarea care urmează după prima întrevedere la Paris este plină de fantasme erotice și stă sub semnul senzualului și al corpului. Ați fost oarecum îngrozită când v-am vorbit de o înclinație perversă pentru corpul dumneavoastră. Pervers nu era cuvântul potrivit. Șarf, extrem de clar, am vrut să spun. Intensitatea stării mele cerea o expresie nenaturală. 19 aprilie 1981. Cert este că din clipa aceasta. Cioran își trăiește iubirea pasional, iar intensitatea ei o resimte mai întâi negativ, în planul frustrării sexuale și al unei sfâșietoare gelozii. Tot ce se întâmplă între prima întâlnire, în aprilie, la Paris, și cea de a doua, în mai, când Cioran petrece două zile cu Friedgard în apartamentul ei din Köln, nu reprezintă decât precipitarea disperată din partea lui Cioran a deznodământului sexual, care este un fiasco. Cioran nu îl realizează la fața locului, ci ia cunoștință de el abia din scrisoarea pe care Fritgard o trimite la Paris în 14 mai. Pentru orgoliul lui Cioran, ea însemna neîndoielnic o lovitură teribilă. Într-un anumit sens, să spunem filozofic, scrisoarea este remarcabilă, pentru că tălmăcește totul prin binomul aproape departe răsturnând valorile distribuite în mod tradițional asupra celor doi termeni și așezând centru de greutate al iubirii lor în dimensiunea de parte lui și invizibil lui, scrisoarea, telefonul, cuvântul, muzica și nu al aproape lui și atingerii, imaginea și trupul. Din punct de vedere psihologic, ea reprezintă însă o monstruozitate. Friedgard, îi reproșează lui Cioran că a făcut-o să se simtă utilizată ca o păpușe și că doar noaptea poate uita, ziua fiind îngrozită. Felul cu totul neobișnuit pentru mine, exaltarea cu care m-ați manipulat, B. Handelton. Formația filozofică a Fritgartei își pune pe pecetea pe stilul scrisorii și sentința păpușii manipulate se rostogolește asupra bietului cioran, amplificată de rigoarea codului metafizic. Așadar, iubite, m-ați azvârlit în nemișlocirea univocă a unei relații trupești, în vreme ce eu năzuiam către ambiguitatea erotică a legăturii spirituale. Desigur, se grăbește ea să adauge, acest lucru nu contrazice decât aparent, înclinația noastră de a vedea și înțelege lumea la fel. Scrisoarea se încheie frumos și vexant, trimițând la Hölderlin, la Diotima și la alți topoi culturali. Cui, dacă nu ție, numai că atunci când sunteți aici pot spune, fiți bun și nu vă apropiați prea mult. Mesajul Friedgartei e cu atât mai teribil, cu cât el se încrucișa pe drum cu două scrisori ale lui Cioran, trimise la distanță de două zile, 10 mai și 12 mai, scrise în perfect contratimp și în aceeași stare de exaltare ce tocmai urma să-i fie reproșată. Plecarea din Köln este comparată cu izgonirea din paradis, iar cele două zile sunt resimțite de Cioran ca echivalentul unei încoronări. Ce mai rămâne să aștept în această lume a aparențelor? Iar în a doua scrisoare din 12 mai, nu înțeleg ce mai caut pe această lume, în care fericirea mă face mai nefericit decât nefericirea. Ați devenit atât de importantă pentru mine, încât mă întreb cum anume se va sfârși întâlnirea noastră. Aș vrea să fugim într-o insulă pustie și să plâng de dimineața până seara. Răspunsul lui Cioran la cumplita scrisoarea Fridgartei pare prin sculpturalitatea suferinței sale distante, să anunțe sfârșitul. Tot ce s-a întâmplat a fost prevăzut în scrisoarea mea din Duminica Paștelui. nu pot ierta că am fost într-o asemenea stare de rătăcire, așa cum dumneavoastră nu vă iert că ați folosit un cuvânt precum a manipula. Simt că ceva s-a rupt pentru totdeauna între noi. Vom rămâne, desigur, prieteni, Însă, ceea ce este ambigu și tulbure trebuie să dispară cât mai repede. Dat fiindcă cea de-a doua întâlnire a noastră a putut avea un asemenea deznodământ, nu mai fac nicio iluzie asupra celor viitoare. Ne asemănăm în multe privințe, numai în una nu. În cea mai importantă și cea mai neimportantă deopotrivă. Nu e cazul, de acum înainte, să vă mai temeți de apropierea. 16 mai. Numai că Friedgard nu dorește sfârșitul, ci doar eliminarea din relația lor a gesticii non-verbale și a apetitului care reifică, simultan cu păstrarea formei subtile a scrisorii care mă realizează ca subiect. Pe scurt, Friedgard vrea scrisori. În concordanță cu un traseu al gândirii alienării, care merge de la Hegel la școala de la Frankfurt, Fridgard refuză atingerea cioraniană, care o obiectualizează fărdinglicht și se revendică, prin scrisul epistolar, ca subiect al propriei sale libertăți, ca eu liber. Ce blestem pentru cioran să se pomenească în plină detentă erotică, castrat cu armele înse și ale filozofiei. Pe 24 mai scrie, renunțarea ar fi soluția, nu am însă nici curajul necesar, nici dorința de așa ceva. Neplecând, nu-i rămâne decât să ofteze mai departe îndrăgostit, să-și continue scenele de gelozie, dar în preajma acelei de-a doua întrevederi pariziene, 17-18 iunie, este perfect domesticit și promite că de asta dată se va purta ca un gentleman. Scrisorile vor continua să curgă și asta e singurul lucru important pentru Fridgard exprimând intacte aceleași sentimente, dar cu obsesiile neutralizate, anihilate sau sublimate și satisfăcute, așa cum Fridgard își dorise, prin sigle ale depărtării, prin atingeri la distanță. Este o erotică fără conținut senzual, care își primește consacrarea finală după Zolio, în octombrie 1981, când Cioran, invitat la Köln, prin centru de limbi și culturi europene, Fridgard este organizatoarea serii și face chiar și alegerea aforismelor ce urmează să fie citite, află, rămas singur la capătul zilei cu Fridgard, cu o directețe care fusese până atunci evitată, că era exclus ca relația noastră să mai aibă vreun conținut corporal. Scena se termină sublim, cu cei doi plângând și sărutându-și mâinile. Ceea ce o va face pe Fridgard să exclame, la sfârșitul unei scrisori, de a exista doar mâini. Ultima zvâcnire epistolară a pasiunii lui Cioran are loc pe 28 noiembrie. Tocmai ieșisem, după câteva minute, a trebuit să mă întorc. Fiecare respirație era ca un pumnal. Această boală de copii, când îi atinge pe cei în vârstă, este iadul însuși. Brahms, partea întâi a sonatei pentru vioară și pian. M-am gândit la dumneavoastră cu tandrețe și disperare. Ia, mi-am zis, nu va ști niciodată ce a însemnat și ce înseamnă pentru mine. Sunt oare singurul vinovat că jucați un rol atât de mare în nenorocirea mea? În sfârșit, în 19 aprilie 1982, un an după ce se cunoscuseră, Cioran îi scrie Fritgartei, în ciuda actualei mele lipse de iluzii, nu sunt îndeajuns eliberat de unele amintiri. Va veni totuși vremea când, așa cum sperați, ne vom întâlni într-un râs comun. Și ca postscriptum, prăpastia dintre aforismele mele și viața mea nu este atât de mare pe cât sunteți înclinată să credeți însă ea există și trebuie să fiți fericită că este așa. Pentru că dacă gândurile mele s-ar transforma pe dată în fapte, ați sta astăzi într-un mormânt, iar eu într-o închisoare. În curând, pe scrisorile către Fritgard, alături de semnătura lui Cioran, apare cea a Simonei cu un discret amitie, iar Fritgard sosește la Paris și îi vizitează pe Ciorani însoțită de prietenul ei, Walter. Atelajul în aripat, condus după cum Fritgard crezuse de cuvință, își readuce pasagerul pe pământ și îl reașează în matca obișnuită a vieții. Zborul magic al lui Cioran luase sfârșit. Gesturile fondatoare Cine a spus că iubirea repetă Că ea nu este decât o imensă tautologie a specii în care se scaldă, preferând aceleași gesturi, toate cuplurile lumii. Există oare blasfemie mai mare? Fiecare cuplu se naște printr-o suită de gesturi fondatoare. Iar gesturile acestea, nimeni, până la cei doi, nu le-a mai făcut vreodată, și nimeni, până la sfârșitul timpurilor, nu le poate repeta. Alunecarea unei priviri, Felul de a cădea în somn, atingerea de o clipă a mâinilor, părul udat de ploaie sunt amprente pe care fiecare cuplu le lasă în urma sa, pentru ca după desenul lor inconfundabil, el să poată fi recunoscut în eternitate. Forța de coeziune a gesturilor fondatoare este uriașă, și prin recursul perpetu la ele, cuplul ține. Iar dacă se întâmplă ca el să se destrame, gesturile fondatoare rămân, dacă există un eu afectiv și o identitate a noastră ca inși. Lucrul se datorează acelei suite de întâmplări irepetabile, prin care în viața noastră, odată sau de mai multe ori, am căzut în iubire. Prin ele, fiecare partener păstrează în sufletul lui, gravată pentru eternitate, figura celuilalt și tot așa, memoria cuplului rămâne intactă în istoria nescrisă a lumii. Gestul fondator este cel care transpune de fiecare dată schema universală a iubirii într-o particularitate extremă și conferă astfel fiecare iubiri unicitatea ei absolută. Prima ninsoare căzută în anul acela. Zăpada, după ce fusese viscolită până târziu către miezul nopții, încremenise acum în straturi mari și pufoase. Bucuria lor, ținându-se de mână pe strada pustie și mergând în urma puiului de caniș, alb tot, care încerca să sară peste câte un troian, pierzându-se în el și apărând iar la suprafață cu botul plin de zăpadă. Apoi, ea luase gemotocul de blană în brațe, încălzindu-l la piept și acesta își ridica bumbul negru și rece al nasului, încercând să-i pune pe obraz și a se ferea râzând, nespus de fericită. O amiază de vară, când el se întorcea spre casă, și când o zărise de departe, gemuită în mijlocul trotuarului, cu fusta largă făcută roată în jurul ei, privind ceva cu atenție. Apoi, când ajunsese în dreptul ei, ridicase capul și i spusese ca și cum aflase asta din contemplarea îndelungă a ceea ce găsise pe jos, știam cam să te văd. În aceeași vară, înainte de căderea serii, își dăduseră întâlnire pe o străduță de lângă gară, în fața casei unei prietene care lipsea o vreme din București. Și el uitase, pur și simplu uitase, sau poate nici nu-i păsa, nu mai știa nici el ce anume se întâmplase și și-a adus aminte aproape cu o oră mai târziu. S-a gândit totuși să treacă într-o doară cu mașina pe la locul întâlnirii. Ploa groaznic și strada era pustie. Când s-a apropiat, a văzut-o în dreptul porții nemișcată, cu apa și roindu-i pe obraj, părând că l-așteaptă de o veșnicie și că l-ar fi putut aștepta așa, oricât. Prima noapte când au dormit împreună, și când, în mijlocul nopții, ea a aprins lumina cu fața inundată de fericire și a spus că nu poate dormi, că trebuie să-l vadă, pentru că nu crede că e adevărat și că trebuie să se bucure de el. Prima ceartă, în mijlocul străzii, el întorsese spatele și plecase. Apoi a auzit pașii din ce în ce mai grăbiți, care treptat se transformaseră într-o fugă șleampătă. Când l-a ajuns din urmă, I-a prins mâna, i-a zmucit-o de câteva ori și l-a rugat, plângând să nu plece. A doua ceartă, în casă. El stă la birou cu niște foi în față. Ea își aruncă niște haine într-un sac de piele roșcată și îi spune, țipând, că pleacă. El plânge pe înfundate, din ce în ce mai chinuit, în timp ce ea își îngrămădește și mai repede lucrurile în sac. În curând termină și își pune grăbită pardesiul se îndreaptă spre ușe, apoi se întoarce, vine spre el, îl zgâlție de umeri și continuă să țipe, de ce plângi? Ea spune, de ce plângi? După care începe să plângă și ia capul la piept. A treia ceartă. El se apropie amenințător, cu chipul desfigurat de furie. Ea stă pe un scaun de bucătărie și capotul de catifea neagră căzut într-o parte îi dezgolește un genunchi. El vede cum picioarele-i tremură, cum coapsele se apropie și se îndepărtează ritmic, electrocutate de spaima.